doresc să vă arăt cum să faceți cutia de bijuterie lui Luna. E bine, eu m-am apucat să pictez din ea cu culoarea cutia. Trebuie la spate să o lipiți cu un scotch. Așa. Bine. Vă trebuie acrilice și carioci, captator, mărgele, pietricele, creioane și, desigur, lipici, pentru că trebuie să le lipiți cu câte ceva. E bine, da, ca să nu vă plictisesc, aș dori să închei această parte și ca să vă anunț de acum că nu mai am foarte mult acrilic de culoarea aceasta, așa că trebuie să o să înlocuiesc și o să fie două culori pe cutia noastră. Da, ne vedem în câteva minute. Cam așa arată, gata, am pictat-o. Acum doresc să o dau deoparte. Deoparte. Până când se usucă. Și până atunci noi vom încerca să decupăm acest desen pentru a-l lipi. Am uitat să menționez la început că ne trebuie și o foarfecă. Așa e decupată. Și pentru partea asta ne trebuie lipiciul. Îmi pare rău că mi-am filmat picioarele. Ia s-a uscat. Foarte răcită, așa că... Așa e lipită. Acum va trebui să lipim margele de marginea acestui cerc și să facem jur împrejur punctulețe. Eu voi încep. Așa, bună. Din nou am decis să filmez partea aceasta în care aplic pietrele. Eu am ales culoarea roz. Voi puteți alege orice culoare doriți voi. Iar scuze pentru mesaj. Așa, până când eu le aplic, voi da pe pauză pentru că va dura foarte, foarte mult. Cam așa arată cu mărgile jur împrejur, acum voi face și punctulețe. Și cu punctulețe arată așa. Acum trebuie decât să... Așa, deci am făcut și aici. Mă dreptăm așa. Acum mai trebuie să mai luați și un ciucuraș. Ca acesta, stați. Ca acesta. Și l-am luat de la un mărgișor. E cam greu să lucrez cu o singură mână. Ce culoare? E un multator de luat de pietre.
costumi appropriati di Alba. Asha. La parte sta da Pinisauli. Trebuie poi partea roșie cu partea albă. La ciucuraș. Acum în cazul vom pune pietricele și vom face ca o floare pictând. Și la celelalte colțuri se va repeta această procedură. Așa. Aici puteți alege ce culori vreți voi. Eu voi alege ce culori am. Așa. Eu voi alege culoarea albastră și culoarea roz. Cam așa arată culoarea albastră, ca leapisul. Și da. Acum se filmează, că v-am spus, eu nu pot de pe filmările normale să-l postez pe YouTube. Habar n-am de ce și da, vreau să bag pe un pic pe pauză. Să prefață. Copiată și floare. Așa arată, cu pietrele făcute, florile. Așa arată de sus. Toată cutia este așa. Pe spate arată altcumva. Aici am făcut și pe aici maculețe. Iar pe spate am făcut aici balamalele. Și sushi Adrasandra. E bine, asta e partea de spate, cum așa arată. V-am mai spus însă balamarele, am făcut un de turcoaz, pentru că mi-a rămas foarte mult turcoaz. Și dacă v-a plăcut acest episod și vă place cum arată cutia, nu uitați să încercați și voi să apăsați butonul de like și să îmi lăsați un coment în secțiunea de comentarii. Dacă v-a plăcut, vă rog să vă și abonați. Vă pup, o seară bună! S-a terminat. Cum am spus și mai devreme, la revedere!